În data de 28 ianuarie, în jurul orei 23 și 30 de minute, în punctul de trecere al frontierei Vama Veche, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră un cetățean român în vârstă de 43 de ani la volanul unui autoturism SUV de lux. În urma verificărilor a fost constatat faptul că autoturismul figurează ca fiind furat din Slovacia. Persoana în cauză, domiciliată pe raza municipiului Constanța, a declarat faptul că a achiziționat autoturismul de la un cetățean român, fără a cunoaște faptul că acesta este furat. Turismul, evaluat la aproximativ 16.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul grupului de nave Mangalia pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră i-au întocmit cetățeanului român dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt.